Am revenit pentru a treia parte a acestei emisiuni. Domnule Britaru, nu prea ați avut ocazia, a fost un schimb așa de idei, o mică polemică am putea spune între noi doi și dumneavoastră nu ați prea putut interveni. Vorbeam despre România, dar aș vrea să vă rog să ne spuneți despre specificul național pe care îl invocă domnul ministru Toader în dialogul purtat așa de departe cu domnul Timmermans. Bun, fiecare țară are particularitățile asta sale. Este clar, asta sigur că da. Da. Ca argument, specificul național, ca argument în favoarea modificărilor legilor justiției, este în regulă? Nu este în regulă pentru că ne-am asumat că respectăm niște reguli în momentul în care am aderat la Uniunea Europeană. De fapt, în momentul... Poate asta este specificul nostru național, să nu respectăm reguli. De fapt, poate, nu? Exact, mă rog, am mers până la aderarea la Uniunea Europeană, dar de fapt este un... Practic este o asumare pe care România a avut-o încă din momentul în care a început negocierile pentru aderarea la Uniunea Europeană. Cea privind practic pe partea de respectarea statului de drept. Și nu, cel puțin în rândul statelor democratice, nu se poate veni și spune că este un specific național să modificăm o lege prin ordonanță de urgență, fără dezbatere publică, fără să fie pe agenda, fără să știm când apare, fără să respecte niște norme de transparență de bază. Pentru că știți cum i-aș spune? Specific național comunist, pentru că astfel de lucruri se întâmplau pe vremea lui Ceaușescu, când erau vestitele decrete. Și aflam cu toții a doua zi din scânteia că tovarășul Ceaușescu s-a gândit și a dat un decret. Putem spune specific național comunist. Există multe comparații între ordonanțe de urgență și decrete. Între timp s-a trecut la un regim în care procesul legislativ implică cetățenii reprezentanții lor în Parlament, respectă niște proceduri, că aici este esența, să respecte niște proceduri, niște reguli asumate, să respecte inclusiv o serie de criterii privind participarea publicului și să nu fie luate decizii astfel încât să corespundă numai unei majorități și să țină cont și de, și de opinia minorităților, fie că vorbim de minorități politice, minorități economice, minorități sociale și așa mai departe. Până la urmă, aici este o mare plus pe care îl aduce respectarea principiului statelor de drept, anume că protejează minoritatea împotriva majorității și majoritatea când o minoritate ajunge la putere și poate să ia decizii discreționare. Și din acest punct de vedere nu aș putea spune că principiul sau ideea particularităților naționale sau specifică național este un criteriu sau un argument care poate fi adus în fața Comisiei Europene pentru promovarea unor legi. Desigur, există anumite, sunt anumite elemente de natură constituțională de care trebuie să aibă, care trebuie luate în serios în momentul în care sunt aprobate legile, dar trebuie ca acestea să nu vină în conflict cu toată lumea. Domnul ministru Toader vorbește astăzi despre specific național. Doamna premier Dăncilă vorbea acum vreo 2-3 săptămâni despre diferențe culturale. Oarecum similar, putem spune. Niște vechi argumente, discuții privind privind specificul cultural, privind argumentele de aceasta, nu știu cum să le zic neapărat. Dar ideea este că vedem state care s-au dezvoltat foarte bine pe un anumit model. Vedem Coreea de Sud, în care acum 100 de ani era o sărăcie și era o situație economică, socială mai rea ca în România în momentul respectiv, și vedem Coreea de Sud acum, în care este un exemplu de dezvoltare, a adoptat aceste principii liberal-democratice, economie de piață, economie funcțională. Vedem în aceeași situație cazul Japoniei, care nu numai că a adoptat acest lucru, dar a pus accentul inclusiv pe o birocrație foarte bine pregătită care poate să ducă lucrurile înainte. Desigur, și acolo sunt anumite probleme.
E specificul național și la ei și așa mai departe. Doar că sunt o serie, culturale. Sunt o serie de lucruri care merg înainte. Am văzut în discursul public și așa mai departe, se aduce din ce în ce mai mult în atenție faptul că ba suntem la părțile Orientului, ba suntem mai degrabă din Est decât din Vest. Pe de altă parte am reușit să ne integrăm într-o comunitate euroatlantică, am reușit să, cel puțin, să avem o creștere economică constantă, exceptând criza și o serie de politici economice contestabile în ultimele decenii. Dacă ne uităm la cum era România acum 3 decenii și la cum este acum, progresul este foarte vizibil și se pare că am făcut acest lucru depășind specificul cultural. Pentru că am putea să spunem că un specific cultural similar putem vedea și în Ucraina. În Ucraina PIB-ul, mă uitam acum câteva zile, PIB-ul pe cap de locuitor este 2500 de dolari pe an. În România este 10.000, de 4 ori mai mult, în condițiile în care purtăm I similare și avem o graniță comună și așa mai departe. Diferența este că e în Ucraina este război în care au murit peste 13.000 de oameni în ultimii din 2014 încoace, teritoriul, o parte din teritoriul luat de anexat ilegal de Federația Rusă. Putem să ne uităm, putem să ne comparăm cu foarte multe state din punct de vedere cultural. Putem să ne uităm cu, ați amintit mai devreme, Cehia, tot stat post-comunist, sub influența URSS, dar în același timp, dacă ne uităm la situația din Cehia și la situația din România, vedem că aparent Cehia, mai bine integrată în structurile euroatlantice, e drept. A avut și un trecut, asta mai bine și în trecut, dar în același timp... Și altfel de istorie post-comunistă decât România. Exact, dar în același timp se pare că specificul lor național nu a reprezentat o pedică spre dezvoltare. Da, au depășit mult mai bine anii 90, acei vestiții ai tranziției postcomuniste, i-au depășit cu totul și cu totul și au traversat cu totul și cu totul altfel decât noi aici în România. Vin alegerile europarlamentare. Acum vă exprim iarăși o opinie. Merg pe stradă și văd bannere cu diverse partide politice. Dar mi se spune că nu suntem în campanie. O să înceapă campania în mod oficial și acțiunile electorale specifice campaniei electorale, acțiuni care le vedem astăzi, nu o să le mai vedem în timpul campaniei. Nu vi se pare o ipocrizie, o scăpare a legii? Adică acum este o campanie electorală vizibilă, iar după ce va începe în mod oficial campania electorală, nu vom mai vedea bannere, nu vom mai vedea astfel de lucruri. Parcă nici n-am fi în campanie. După ce va începe oficial campania electorală, va fi, bineînțeles, campanie, dar trebuie respectate, dar nu mai puțin vizibilă. Trebuie respectate anumite normative, anumite proceduri conform legii. În momentul de față, în precampanie, ca să-i spun așa, se face o oarecare creștere a notorietății. Motivul pentru care vedem atât de multe bannere, atât de multe afișe publicitare, este pentru că se dorește o creștere a notorietății candidaților, pentru că sunt persoane noi pe lista de eurocandidați, sunt persoane care nu au o notorietate foarte bună, chiar dacă sunt profesioniști. Aș putea să mă refer la lista partidului ALDE. Norica Nicolai nu este nouă. Nu este nouă, dar în spatele dânsei sunt candidați care nu sunt atât de bine cunoscuți ca și dânsa sau ca doamna Weber sau ca domnul Barbu. Și dorim să-i promovăm și pe aceia. Primii trei, nu? Primii trei pe listă. Primii trei pe listă, dar în spate, din nou, sunt candidați care nu au o notorietate atât de mare. Se dorește și promovarea acestora în scop ulterior, pentru alegerile următoare. Eu, de exemplu, sunt candidat pe lista de europarlamentare al ALDE. Nu sunt pe un loc între primii pe listă, sunt pe un loc corect în funcție de experiența și de pregătirea mea profesională. Bineînțeles, nu mă pot compara cu nume sonore din interiorul partidului, cum este doamna Nicolai, dar este o mândrie pentru mine să mă aflu pe aceeași listă de candidați și, bineînțeles, motivul pentru care facem această precampanie... Pentru această listă s-au strâns 200.000 de semnături. S-au strâns mai multe. Mai multe. Da, au fost necesare din punct de vedere legal 200.000 de semnături. Un candidat independent. Și ALDE, ca și alte partide importante din România,
structuri în teritoriu, primari, consilieri locali, consilieri județeni, oameni care se pot implica. Un candidat independent. Dacă eu consideram că am o viziune pe care, asupra viitorului României, pe care mi-aș fi dorit să o prezint în Parlamentul European și să o susțin acolo, ar fi trebuit să strâng eu singur 100.000 de semnături. Un partid, ALDE, PSD, PNL, etc. 200.000 de semnături necesare pentru a-și depune listele, eu, candidat independent, 100.000. Din nou, nu s-au strâns doar 200.000 de semnături, ca o paranteză. 200.000 cere. Dar acest lucru se poate face. Dovadă este faptul că domnul candidat independent Mircea Deaconu a reușit să candideze la ciclul electoral anterior, a obținut un fotoliu de europarlamentar. Și dacă nu sunt actor și prezent seară de seară într-un studio de televiziune, cum s-a întâmplat cu domnul Deaconu în acea perioadă, sunt un om care am o viziune care cred eu că poate fi susținută în Parlamentul European. Motivul pentru care se adică întâmplă acest lucru? Adică în alte țări, da, din Europa aia plină de probleme din vest, sunt țări în care plătesc cu 500 de euro sau ceva de genul acesta candidatura și am dreptul să candidez fără nicio semnătură. Dom'le, uite, dai 500 de euro și candidez, nu e o problemă, plătești o taxă. Sau îmi sunt necesare 1000 de semnături, ceva de genul motivul acesta. Motivul pentru care se întâmplă acest lucru și aceste limite, aceste praguri sunt prevăzute în legea electorală, este pentru că în Parlamentul European există grupuri politice și afilieri la respectivele, da, grupuri politice. Bineînțeles, pentru interesul României ca stat, este important ca europarlamentarii să se afilieze ca grupuri către respectivele grupuri mari, EPP, de exemplu, ALDE European și așa mai departe. Un candidat independent care nu are un partid în spate care să-l susțină și alți colegi candidați, nu poate face mare lucru în Parlamentul European. Drept dovadă, nici domnul Mircea Deaconu nu se poate lăuda cu foarte multe în acest mandat, fiind candidat independent. În schimb, un partid politic cu mai mulți candidați, care se poate afilia unui grup politic european, bineînțeles, poate să-și propună programele, poate să-și propună ideile și toate politicile pentru și în favoarea statului din care provine. Adică mai bine Norica Nicolai decât Mircea Deaconu. Înțeleg. Adică în Parlamentul European, doamna Norica Nicolai, fiind afiliată unui grup de europarlamentari, poate să... După cum vedeți, dovada acestui lucru stau și rezultatele. Doamna Norica Nicolai, fiind în Comisia pentru Piscicultură, a obținut rezultate fantastice în acest mandat de europarlamentar, care vizează direct Delta Dunării. Sunt reglementări pe care domnia sa le-a propus în Parlamentul European și au fost votate și promulgate, care vizează direct România, regiunea Sud-Dunăre și Delta Dunării. Deci e un beneficiu concret pentru țara noastră faptul că doamna Nicolai a fost europarlamentar în acest mandat. Dar din partea cealaltă nu pot vedea aceleași rezultate. Să nu mă bănuiți de răutate, dar cred că domnul Liviu Dragnea apreciază cu atât mai mult eforturile depuse de doamna Norica Nicolai, dat fiind că domnul Liviu Dragnea este un pescar împătimit. Eu nu sunt pescar, nu-mi place să pescuiesc sau, mă rog, nu am o pasiune pentru permiteți-mi acest lucru. Permiteți-mi să nu comentez speculația în cauză. Nu, așa, cred eu că dumnealui apreciază foarte mult. Nu fiind pescar, doamna Norica Nicolai în Comisia de Piscicultură... Fiind a o făcut țară liberă, lucruri... fiecare este sigur, liber să aibă absolut, propria părere, absolut, să aprecieze pe cine crede, dar ce voiam să spun este faptul că normativele impuse și promovate de către doamna Nicolai în Parlamentul European nu-l vizează doar pe un individ sigur, în parte, sigur, vizează întreaga Europa, mai exact România, pentru că avem regiunea Sud, Dunăre și Delta Dunării. E un mare plus pentru țara noastră și mai ales pentru persoanele care locuiesc acolo în această regiune și se ocupă zi de zi cu pescuitul, sigur, și comercializarea aveți peștelor. Aveți dreptate, trebuie să ne gândim și la oamenii care trăiesc în Delta Dunării și care nu trăiesc în cele mai bune condiții, sigur, poate cel da, mai estic punct al Uniunii Europene, nu? În Delta Dunării, pe acolo, da, pe undeva ar trebui să fie. Iată ce diferențe culturale sau ce specific național. Și o spun la modul foarte, foarte serios. Adică în vest, candidații independenți nu sunt, poate folosesc un termen dur, împiedicați. Ba, din contră, veniți domnilor și candidați, nu e nicio problemă. Iar aici spunem, domne, 100.000 de semnături, pentru că dacă ajungi acolo nu poți să faci mare lucru. Aș adăuga că
Această problemă nu este neapărat doar pentru candidații independenți. Pragul mare de semnături este o problemă inclusiv pentru partidele politice. Da, sunt partide mai mici care... Partide care s-au prezentat cu 12.000 de semnături, cu câteva sute de semnături. Sunt doar câteva exemple pe care le-am văzut, tocmai în încercarea lor de a ataca cumva această prevedere. Mai departe în instanță și la Curtea Constituțională. Dar în alte părți, inclusiv partidele au un număr de semnători mai mici, pentru că dacă ne uităm, de exemplu, la imaginea pe care o lasă, avem cele 23 de partide înscrise momentan, rămâne să vedem câte vor fi validate și 7 candidați independenți. Ajungem undeva aproape de 9 milioane de semnături strânse în aproximativ o lună de zile, cât timp a fost de la publicarea modelului de listă până la depunerea semnăturilor și a listei de candidaturi. Practic, aproape 9 milioane de semnături care trebuie menționat conform legii, ar trebui să fie unice. Dacă ne uităm câte persoane cu drept de vot sunt în România și care sunt în România, pentru că să zicem că sunt câteva milioane în afară și muncesc și este mai greu să depună de acolo semnături, s-ar putea să avem o serie de semne de întrebare cu privire la unicitate, dar aici putem să spunem că este mai bine pentru competiția electorală, pentru pluralismul politic, ca cetățean să semnezi mai multe liste. Și la alte alegeri, la parlamentare, de exemplu, la locale, se pot semna mai multe liste de susținere. Totuși, este un aspect, este un element în lege care este încălcat. În același timp, ai pragul din aceeași lege, câteva articole mai jos, care, dacă nu este respectat, dacă nu sunt strânse semnăturile respective, automat nu pot participa în alegeri. Și pentru unele partide care nu pot participa în alegeri cu această ocazie, de exemplu, și dacă sunt un număr de alegeri consecutive în care nu participă din diferite motive, pot fi inclusiv radiate. Chiar dacă s-au strâns o serie de cetățeni, câțiva, pentru cu o viziune politică sau nu, sau, mă rog, animați de alte motive, practic, partidul riscă să fie radiat. Radiat, da. Sunt mai multe probleme. Am vrut să evidențiez special pe aceasta cu semnăturile, pentru că 9 milioane, practic, câte au fost anunțate că au fost depuse la un calcul, ridică multe semne de întrebare și arată că este nevoie de o modificare a legislației actuale privind alegerile europarlamentare și în această modificare poate fi inclusă inclusiv problema pragului la numărul de semnături, poate fi inclusă inclusiv problema, am putea ridica inclusiv problema pragului propriu-zis, pentru a accede în Parlamentul European. Pentru că sunt locuri în Germania, să dau un exemplu, un fost ministru populist din Grecia candidează pentru europarlamentare în Germania pentru că are condiții mai ușoare de a candida în Germania și de a fi ales în Parlamentul European față de Grecia, unde la fel sunt restricții. Cel puțin la alegeri parlamentare de la ei, diaspora nu are voie să voteze. Sunt multe idei. Păstrați discuția asupra acestui subiect, că dați idei aici la noi. Da. Ultima întrebare, ultimul subiect, pentru că mai avem foarte puțin timp până când terminăm emisiunea. Aș vrea să vă întreb, candidează domnul Tăriceanu la prezidențiale sprijinit de PSD? Se tot vorbește, suntem cu 8 luni, dacă zic bine, 8 luni înainte, aproximativ 8 luni înainte alegerilor prezidențiale. Sunt analiști politici care spun, domne, dacă domnul Tăriceanu obține sprijinul PSD sau PSD se hotărăște să-l susțină pe domnul Tăriceanu, domnul Tăriceanu devine un candidat redutabil pentru marele favorit al alegerilor prezidențiale din acest moment, domnul Iohannis. Dacă nu, nu. Dumneavoastră, nu vă cer să ne faceți dezvăluiri așa din interior, dar dați-ne de înțeles
Bineînțeles că în acest moment speculații pe această temă nu se pot face. Suntem în pragul unor alegeri europarlamentare. Toată atenția partidelor politice se canalizează spre aceste alegeri, da. Iar ulterior, în funcție de scorul pe care partidele îl vor obține, se va stabili dacă este fezabil un candidat comun din partea coaliției PSD-ALDE sau dacă nu. Ține foarte mult de decizia la nivel înalt a partidelor politice. Este un test, să spunem, sigur că da, este un test, un test electoral în acest și în vederea alegerilor prezidențiale. Dar ce aș dori să adaug la acest aspect este faptul că, într-adevăr, la orice alegeri, candidatul în funcție, fie că sunt ele locale, unde avem primari, fie că sunt prezidențiale, candidatul în funție pleacă cu un oarecare avantaj competitiv. Da. Are deja Am spus că domnul președinte Iohannis este marele favorit, pentru că cel puțin așa arată sondajele de opinie. E mult spus de astăzi. Marele favorit, dar are un oarecare avantaj, pentru că este deja în funcție, are o oarecare notorietate, dar acest lucru nu este de necombătut. Bineînțeles că există o șansă mult mai mare pentru un candidat comun din partea PSD-ALDE să câștige prezidențialele în defavoarea domnului președinte Iohannis. Noi ne dorim acest lucru, dar rămâne de văzut rezultatul de la alegerile europarlamentare, iar în funcție de acest rezultat, cu siguranță se va lua și o decizie în acest sens. Toate aceste speculații se bazează și pe faptul că PSD nu și-a anunțat vreun candidat la prezidențiale și nici nu pare că l-ar găsi domnul Dragnea, președintele PSD. Nu stă foarte bine. Ba, din contră, stă chiar foarte, foarte rău în sondajele de opinie, cel puțin așa arată cifrele. E mult spus că sunt speculații. În momentul de față se așteaptă rezultatul alegerilor, iar ulterior, în baza rezultatului, pentru că sondaje de opinii și tot felul de evaluări se pot face, dar cel mai bun sondaj de opinie reprezintă votul cetățeanului. Ei bine, la alegerile europarlamentare o să avem cel mai bun sondaj de opinie. Vom vedea unde este clasat fiecare partid politic, că este PSD, PNL, ALDE, Pro-România și așa mai departe. Deși, în mod tradițional, la alegerile europarlamentare, prezența la vot a fost mult, mult mai mică decât la alegerile prezidențiale. Știu, impactul asupra opiniei publice în cazul alegerilor europarlamentare a fost mult, mult mai mic decât în cazul alegerilor prezidențiale. Inclusiv prezența la vot este mult mai mică, da, cu asta siguranță. Spun, da. Dar de ce sunt importante aceste alegeri europarlamentare pentru noi? Deoarece aici se vede oarecum un scor al partidului. Se vede scorul la care este clasat partidul. Fie că este o prezență de la vot mai mică, fie că este o prezență de la vot mai mare. Iar în funcție de acest scor se poate face o alianță, o coaliție pentru a avea un candidat comun și ulterior, la alegerile prezidențiale, unde este pus pe primul loc candidatul în sine, să obținem să avem un candidat bun pe domnul Tăriceanu în cauză și, bineînțeles, ne dorim să câștigăm alegerile prezidențiale în iarnă. Mai sunt multe până atunci, vin alegerile europarlamentare, poate și referendum și de-abia în iarnă alegerile prezidențiale. Domnilor, vreau să vă mulțumesc pentru prezență și pentru această discuție. Sper că a fost pe placul telespectatorilor noștri. Sigur că da, vă mulțumesc și dumneavoastră pentru că ați fost alături de noi. Până când ne vom revedea, toate cele bune!